Ia uitați-vă ce rău e. Nu mai trânti, bă, poarta aia, mă. De ce? Te-ai apucat de tenis? Ce ai văzut? Vezi că stai pe proprietatea mea, pleacă cu... El este Cosmin Guriță, inspector la Agenția Națională Antidrog din Constanța. Cercetat disciplinar de către șefii lui pentru mai multe abateri la serviciu, acum a ajuns și în atenția poliției cu un dosar penal pentru furt. A fost adus la secția 1 din Constanța pentru audieri, iar după prima parte a interogatoriului, inspectorul a cerut o pauză. Un bărbat în vârstă de 39 de ani, aflat la sediul secției 1 poliție pentru cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, a părăsit sediul poliție fără încuvințarea colegilor. Precizăm faptul că bărbatul în cauză nu era reținut. Nici pe la serviciu n-a mai trecut de câteva zile. Ultima ispravă a inspectorului antidrog i-a lăsat perplexi pe șefii lui. De altfel, Cosmin Guriță pare să probeze un comportament din ce în ce mai anacronic în raport cu meseria pe care o are. Acesta a început să absenteze de la serviciu, fapt pentru care Agenția Națională Antidrog a declanșat o cercetare disciplinară. Cosmin Ioan Guriță a mai făcut obiectul unor cercetări disciplinare. A fost sancționat, dar sancțiunile au fost gradual luate. A făcut obiectul cercetărilor disciplinare pe fondul absențelor unor întârzieri la program. Problemele bărbatului căutat de polițiști au început cu ceva timp în urmă, când soția a divorțat și a plecat împreună cu copilul lor. De atunci a făcut viața calvar și vecinilor și colegilor de serviciu. Este o persoană violentă, de foarte multe ori a făcut scandaluri, am sunat de nenumărate ori la 112, poliția a dat amenzi de foarte multe ori, nu se liniștește, alcool sau nu știu ce substanțe consumă, muzica la maxim, scandal în curte tot timpul. Psihologii spun că toate aceste răbufniri nu sunt altceva decât rezultatul acumulării unor frustrări repetate și a unor probleme personale rămase neconciliate. Noi vorbim prea mult de o mască socială pe care fiecare dintre noi o avem atunci când ieșim din casă. Este foarte important să înțelegem că viața ne oferă exact atât cât putem duce. Șefii lui vor să-l trimită la un examen psihologic și apoi să decidă care va fi soarta lui în ceea ce privește încadrarea în muncă. El se află în prezent în arestul poliției din Constanța, fiind reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Inspectorul Fugar va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Constanța.